de fapt un handler care știe să scrie în Python. Ăsta la altul îi schimb intrarea standard ca să o ia din pipe-ul în care scrie ăsta și îi schimb ieșirea standard ca să scrie în pipe-ul din care va citi ăsta. Ca urmare, tot ce va citi grep din standard input va veni din acest pipe, adică va veni de la PS, și tot ce va scrie grep la ieșirea standard va scrie în pipe-ul ăsta. În final, avem awk. Sunteți tare tăcuți de bucat de vreme, mă mai auziți? E ok transmisia? Înțelegeți ce zic? Mai ziceți acolo câte un da, nu, poate, don't know, don't care. Bun. Ok, bun, mulțumesc. Iar awk, tot ce va citi de la standard input, va citi de fapt din acest pipe. Iar ce va tipări, va tipări la standard output-ul lui obișnuit. Ok? Ca urmare, dacă eu rulez acest program, îl mai compilez o dată și dau un PGA, o să îmi tipărească niște ID-uri care cred că sunt chiar ID-urile proceselor mele. Pardon. A, nu. Era vorba de root. Scuze. Uitați-le. 151.55.147. Deci, dup 2 ne permite să facem un fel de interconectare între pipe-uri și ieșiri standard, intrări standard, și ne permite ca din afara unui program care habar n-are ce e la pipe, care habar n-are ce e la FIFO, un program care lucră exclusiv cu standard input și standard output, noi reușim din afară să-i modificăm handlerele, încât, deși el crede că scrie la standard output, de fapt handlerul de acolo scrie în pipe. Și deși el crede că citește la standard input, handlerul de fapt citește din pipe. Asta este ceea ce face bash când voi scrieți o comandă cu pipe. Atâta tot. Întrebări, vă rog, la povestea asta. În mod normal ar trebui să fie, dar în modul în care predau, nu știu dacă veți reuși să urmăriți. Bun, dacă e ok, e ok. Totul să vă fie clar. Da, bun. Și atunci ajungem la ultima parte a cursului, care are de face cu memoria partajată. Și aici am un exemplu care nu-i încă pus aici. Stați să-mi permiteți o secundă să mi-l aduc de unde îl fircăleam aici. Așa. Și am să vi-l arăt și pe cel... O să vi-l arăt în Emacs. Astea. Că e mai simplu decât să vi-l arăt. Ce Rosemary exit? Mulțumesc de întrebare, Pearl Monker, și mulțumesc, Ediabla, răspunsul este corect. Dacă ar fi să scriu codul chiar foarte pragmatic și riguros, n-aș fi pus exit-ul ăla acolo așa, ci aș fi făcut un if care să verifice dacă exit-ul dă eroare și doar atunci să facă exit. Dar e suficient de bine și așa. Dacă exec nu modifică lista de handlere, de ce awk nu scrie și el tot în pipe? No, stai așa, că m-ai lovit aici. Să văd un pic. Să deschid codul sursă. Să văd exact ce mă întrebi.
Dacă exec nu modifică lista de handlere, de ce awk nu scrie și el tot în pipe? Am înțeles întrebarea. Pentru că eu modific lista de handlere doar în procesul foo al lui awk. Paul Moll, numai un pic să rezolv cu Georgiana. Deci eu nu. Dacă aș face chestia asta în părinte, într-adevăr, toate procesele foo ar moșteni-o. Dar eu fac în procesul foo. Awk nu moștenește modificările astea, că astea sunt făcute în alte procese foo. Și de aia awk nu scrie în pipe. Pentru că awk primește pipe-urile și standard input-output neatinse, închide ce nu-i trebuie și își face doar modificările lui. Bun. Paul Moll. Dacă am face dup pe... Oh, man. Trebuie să te duci acolo. Dacă am face asta și pe ieșirea asta, am fi... Odată dup 2 pe 0,1 e ciudat că pui un capăt de citire pe standard input. Deci aia mi se pare ciudat. Și dacă am face pe ieșirea și am afișat pe... Da, s-ar pune și ăla în pipe. Deci, partea care m-a încurcat era că tu pui un cap de citire în standard. Da, bun. Dar ai dreptate. Deci, dacă eu aici undeva, să vedem, aici, dacă eu aș face în momentul ăsta un print f, ăsta s-ar duce direct în pipe. Dacă l-aș face înainte, s-ar scrie pe consolă. Bun. Să deschid partea de shared memory. Dar deocamdată să stau să vă povestesc. A, mulțumesc, mulțumesc. Cum putem face undo? Simplu. Undo, pentru că v-am arătat dup, dar nu l-am folosit la nimic. Dacă vrei să faci undo, trebuie să scrii ceva de genul următor. Trebuie să zici o chestie de genul dup int x egal cu dup 1 și în momentul ăla ai făcut o copie a lui 1, al lui standard output, l-ai pus undeva în altă poziție în array. După aia faci dup 2 PD1 și 1 și aici faci tu ce te taie pe tine capul și totul merge în pipe. Și după aia faci dup 2 X1. Și practic supra scrii standard output-ul cu X-ul, care e de fapt backup-ul lui original. Cam ăsta ar fi undo-ul. Și asta poate că o adaug aici ca un o clipă. How do you undo adapt to? Și deocamdată nu o să pun codul ăsta, așa am să-l mai piscălesc. Deci programelul ăsta, rog, nu restabilește lista cum era înainte. Nu, nu. Programelul ăsta va lăsa în listă intrarea creată de dup. O va lăsa acolo. Doar restabilește handler-ul de la indexul 1. Aia e tot ce face. Încât standard output-ul să continue să funcționeze ca un standard output.
Oare e clar? Deci, tu când zici restabilește lista cum era, aia ar însemna că dispare și efectul funcției astea. Efectul funcției astea nu dispare. Dup adaugă o nouă intrare la sfârșitul listei și aia acolo rămâne. Dar asta, practic, copiază din intrarea aia creată înapoi în 1 și restabilește handlerul de aici. Exact. Exact. Deci rămâne lista cum era plus intrarea nouă de la capăt. Bun, asta am să mai finisez eu încât să fie clară. Bun, haideți să trecem la shared memory, că vreau să vă arăt și aici un pic ce se întâmplă și după aceea am avut niște cereri de, mă rog, am anunțuri despre teste și examene, cereri de consultații și alte figuri. Mai avem 19 minute. Să vedem ce-i cu shared memory. Pe lângă pipe și FIFO, există și alte mecanisme de comunicare între procese. Și mecanismele se numesc, practic e un set care se numește IPC, Inter-Process Communication. Și conține trei mecanisme. Așa numitul semafor, care noi o să-l studiem pentru thread-uri și nu API-ul pentru procese e destul de complicat și nu avem timp să ne ocupăm de el. Puteți învăța singur dacă vreți. Semaforul permite sincronizări. Chestii de genul, câte vreme eu fac ceva aici, nu se mai atinge nimeni de zona asta. Da? Cost de mesaje. Asta este o comunicare prin mesaje oarecum similară cu poșta română. Trimiți un mesaj sau cu e-mail-ul. Trimiți un mesaj, îl primești, trimiți un altul, dar nu se trimit mesaje la direct la destinatar, ci la, dacă vreți, la o cutie poștală, dacă vreți, un PO Box. Nu știu dacă la noi sunt foarte populare. Cum face imagul livrare la cutii de astea pe la benzinării. Ceva de genul. Deci nu îți trimit ție acasă scrisoarea, ci ți-o trimit de unde ți-o iei. Asta e coada de mesaje. Și în final, acest share memory de care ne vom ocupa acum, care e interesant pentru că face ca o zonă de memorie să fie comună mai multor procese. Și vreau să vedeți cum se lucrează cu chestia asta. E foarte drăguț și simplu, dar ridică probleme. Deci noi lucrăm doar cu share memory și mai am aici de spus următoarele chestii. Pentru că acest IPC e gândit să comunice între procese complet neînrudite și aici e nevoie să avem o modalitate de a le referi. La FIFO-uri aveam calea fișierului pe disc. Aici, astea nefiind fișiere pe disc, au niște identificatori numerici, care trebuie să fie unici în sistem. Încerci să creezi un IPC și ID-ul ăla există, deja o să-ți facă nazuri. Pentru că, mă rog, pentru că există deja, da? Deci astea se identifică cu niște numere. Numerele astea le alegeți voi. Se pot alege folosind niște funcții specializate, dar cel mai simplu e să le hardcodați. Acum eu, pentru exemplele mele, folosesc ID-ul 1234. Dacă voi luați exemplele mele și le rulați pe serverul de examen sau, sper că nu acolo, pe un server comun și toți folosiți 1234, o să vă bateți în IPC-uri. Ca urmare, sugestia mea când creați un IPC e să vă folosiți ca ID numărul vostru de student. Că ăla ar trebui să fie unic. Și mai adăugați poate ceva la el dacă aveți nevoie de mai multe, dar n-ar trebui să fie cazul. Că nu vă dau shared memory la practic. Da? Deci, alegerea ID-ului lui e așa un fel de artă. Cum vedem IPC-urile din sistem? Așa, așa, și mai este partea de cleanup. Chestiile astea sunt persistente, IPC-urile. Nu dispar singure.
Și dacă nu se curăță, la un moment dat ating o limită. N-ai voie să ai mai mult de nu știu câte segmente de memorie partajată și alea nu pot să ocupe mai mult de nu știu câte memorie. Nu le curăți, la un moment dat sistemul refuză să îți mai creeze altele noi. Cum le curăți? Simplu. Comanda IPKS ți le arată și IPKRM îl șterge în funcție de această cheie. Cheia asta fiind chiar ID-ul care voi l-ați ales. Acel 1, 2, asta nu e un 2, 3, 4, asta e altceva. Ok? Așa le cureți. Evident, le puteți curăța doar pe alea la care aveți permisiuni. Vedeți, eu sunt owner-ul. Permisiunile, din păcate, sunt un pic... Sunt deschise și pentru alții. Eu am voie să citesc și să scriu, alții au voie să citească. De obicei sugerez să se facă 600, încât dacă cineva încearcă din greșeală să atingă un share memory, să nu aibă permisiune și să-i dea eroare, că altfel nu o să știe ce se întâmplă, o să se plângă că nu-i merge programul, deși totul e bine. Nu-i bine că lucrează cu un alt segment. Bun. Cum se... Stați așa un pic. Aici trebuia să copiez eu codul la sursă. Asta rămâne gol deocamdată. Cum se folosește memoria asta partajată? Atâta mai vreau să vă arăt și după aceea trecem la exemplu. În primul rând trebuie să o creezi sau să te conectezi la una existentă. Aia se face cu shmget. Da? Dacă vreți, e ca un fel de open asta. După care, memoria aia partajată trebuie să ți-o asociezi cu un pointer. Că după aia vei lucra cu ea fără să te doară capul că e memorie partajată sau nu. Ai un pointer pe ea și faci ce vrei. La final, o detașezi de acel pointer și la final de tot o ștergi folosind acest, mă rog, shmctl face mai mult decât să șteargă, dar noi doar atâta vrem. Haideți să ne uităm la implementare. Asta este un program foarte simplu, similar cu ce am făcut la Pipe. Avem o zonă de memorie partajată care va conține 4 numere și o mapăm pe o structură ca să ne putem referi la ea frumos. Deci definim o structură. Exact cum a fost la începutul cursului, AB sumă produs. Da? Ne declarăm un întreg care va fi un fel de handler al memoriei partajate, un capa care ne trebuie la ceva și un pointer spre acea structură. Programul ăsta creează zona de memorie partajată. O secundă, vă rog, am aici o chestie tehnică. Da. Programul ăsta creează zona de memorie și zic, creează-mi o zonă de memorie cu ID 1, 2, 3, 4, cu dimensiunea structurii și cu flagurile. Creează-o și dai permisiunile astea. În momentul ăsta, în memoria sistemului, voi avea o zonă de dimensiunea asta asociată cu ID 1, 2, 3, 4 și cu permisiunile astea. După care îi zic, atașează-te. Acum, argumentele astea înseamnă chestii, le voi ignora, le punem întotdeauna 0 și zic, atașează-te la zona asta de memorie și pune pointerul prin care să o accesez în X. Și atât. De acum încolo eu mă pot referi la XA și XB, le pot scrie valorile ca și cum ar fi ale mele. Când am încheiat distracția, mă detașez de la acel pointer și șterg zona de memorie partajată. E important să o șterg, că dacă rămâne acolo, după aceea trebuie să o șterg din linia de comandă. Ce face al doilea program? Dacă țineți minte, ăsta era programul care trimitea pe A și pe B din coace și ăsta făcea suma și produsul și le trimitea înapoi. Acum nu se mai trimite nimic, ci se calculează direct în zona de memorie partajată. Ca urmare, ăsta direct în zona de memorie partajată scrie valori. Asta înseamnă transmiterea. Scrie acolo. Și ce fac? Aici am un K++ modul 100. Îi scriu și eu niște numere aiurea. Și dacă produsul e egal cu suma, mă opresc. Dar nu vor fi niciodată egale produsul cu suma în condițiile astea.
Ce face programul ăsta la alt? Ăsta nu creează zona de memorie partajată. Ăsta o folosește pe cea existentă. Ca urmare, nu-i dă dimensiune și nu îi zice să o creeze. Flagurile sunt zero. Îi zice doar ID-ul. Da? Are și el această structură definită, identică cu asta. Se atașează la zona de memorie și după aia lucrează ca la el acasă. Zice, suma este A plus B, produsul este A ori B, dacă se egale, yes. Și la sfârșit se detașează. Nu o șterge, că e treaba lui ăsta să o șteargă. Cam asta e zona, cam astea sunt principiile. Now, acum, aș fi curios dacă ar putea cineva să prezică funcționarea acestor două programe. Ce se va întâmpla când le dăm drumul? Bucla infinită? Da, aia e evidentă, că e un while 1 și condiția de exit nu se întâmplă niciodată. Dar aș zice că amândouă cred că se vor opri. Dacă nu, primul se va opri cu siguranță imediat și al doilea va rămâne blocat. Haideți să le vedem. Păi nu știm că citește pe rând, așa, apoi... Ok, Pearl Monker. Ar trebui rulat întâi primul și apoi al doilea. Întotdeauna unul va fi pornit primul, dar nu știi care cum primește procesorul. Să zic că le dau drumul deodată, că sunt foarte iute de mână. E posibil că al doilea să pornească primul. Să zic că îi dau drumul întâi la primul și după aia la al doilea și tot al doilea să prinde procesor mai repede. Nu avem garanții la chestia asta. Dar ceea ce nu avem aici este nu e nimic care să aștepte. Ia, haideți să împart eu ecranul ăsta așa și să pun aici codul pentru memoria partajată și aici să pun codul pentru FIFO, dacă îl mai țineți minte. Ar trebui. Și să fac aici aceeași figură. Da? Și aici codul de la FIFO. O să vă spun eu care e marea figură aici. Transferul datelor implica așteptare. Astea își dădeau rând unul altuia. Ăsta stă aici și așteaptă la un pipe gol până când ăsta scrie în el. Da? Ăsta așteaptă aici la un pipe gol până când scrie ăsta în el. Ăștia n-așteaptă nimic. Ăștia se uită la memorie și ce-o fi acolo, fac ceva cu ea. Aici nu există niciun pic de sincronizare. Ca urmare, dacă facem o compilare și o rulare... Lucrurile o să funcționeze foarte ciudat. OA s-a oprit direct. OB a crăpat. Oare de ce o fi crăpat asta? N-ar fi trebuit să crape. A, ba da, a crăpat că... Ăsta a crăpat pentru că OA a și șters. Cum se cheamă? Zona de memorie partajată și ăsta nu s-a putut conecta și noi n-am verificat că dă eroare. Deci problema aici este că nu avem sincronizare de niciun fel. Nu așteaptă nimeni după nimeni, e complet haos. Pornește ăsta, întâmplător produsul și suma sunt inițializate cu 0, el pune ceva în A și B, vede că astea se egale, s-a oprit și își șterge. Pe când ajunge amărâtul ăsta să vadă ce-i pe acolo, nici nu se poate... conecta și dă eroare. Pe când astea alte mergeau frumos, că aștepta una după alta. Pentru a face această memorie partajată să funcționeze,
avem nevoie de mecanisme de sincronizare, care ar fi semafoarele, dar nu ne putem atinge de ele, vom învăța sincronizările pentru străduri, însă. Și stradurile, ca mică introducere, seamănă extrem de mult cu memoria partajată. Pentru că stradurile, mai multe straduri din același proces, au acces la toată, la tot heap-ul și variabilele globale ale procesului. Ca urmare, mecanismul implicit de comunicare a stradurilor e memoria partajată. Dar nu e o zonă din sistem comun a mai multor procese, ci e chiar memoria procesului. Ca urmare, la thread-uri ne vom lovi masiv de sincronizări, că altfel toate valorile o să ia razna. Întrebări, vă rog, dacă aveți până aici. Fapt, aici e sfârșitul cursului, după aia mai am discuții despre consultații și testări și examene. La Popen, primul exemplu, da. Cine-i FP? Stai să vedem. Cred că mai bine mă uit aici. Deci FP e ăsta, clar. Da? FP este... Cum se face să apară... Păi nu, 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 nu. Deci, less implicit lucrează cu standard output. Da? I-ai dat drumul la less, ăla îți umple consola și dacă îi dai spațiu, merge în jos, dacă îi dai B, merge în sus. Da? Dar less are nevoie de input. Tu de obicei faci ceva de genul ăsta. Less slash etc slash pasă să vede. Da? Îi dai un fișier. Asta faci cu less. Dar poți să-i zici și așa ceva. Da? Să-l ia, să-și ia standard input-ul de acolo. No, exact asta facem noi aici, numai îi scriem la standard input. Less, nu trebuie să facem nimic mai mult. Noi doar primim aici un file descriptor în care dacă scriem, ajunge la standard input-ul lui less. O chestie făcută tot cu dub 2. Și o să o vezi în seminar că exact asta, uite aici, exact asta facem la seminar, un exemplu cum am scrie noi un Popen simplu al nostru. Și acolo veți înțelege și de ce la Popen trebuie să închizi obligatoriu cu pclose. Că dacă nu închizi cu pclose, nu iese bine. Georgiana, am răspuns la ce aveai nevoie? Bun. Să... Sigur. Haide să vorbim un pic despre restul. O să stau un pic peste... O să intru în pauză, dar până la urmă ce-i pauza zilele astea? Că-s la mine în sufragerie și mă uit afară la albine. Mă rog, în spatele blocului. După vacanța de Paști, vom începe testarea. Din previziunile pe care le văd, practic noi ar trebui să stăm acasă până săptămâna 11 și după aia venim la școală în săptămâna 12 și nu știu ce o să facem. O să fie un dezastru. Ca urmare, și nici măcar nu cred că o să venim la școală. La cum se văd treburile, eu cred că se întinde un pic și după. Nu o să ne înghesuim noi toți într-o sală să facem nu știu ce. Ca urmare, noi lucrăm acum la o modalitate de a ne da testele online, inclusiv examenul scris, sper să-l putem da, încât să minimizăm aglomerarea. Asta va însemna ceva de genul, voi de acasă vă veți conecta la un server de examen, unii care ați dat primul test știți cum e, ceilalți veți afla.
veți primi un cont cu parolă, intrați, rezolvați problema de acolo, ieșiți. Da? Vă vom spune cum monitorizăm, vă vom monitoriza ecranul și tot ce faceți în sesiunea aia PATI, pentru că în condițiile astea încercăm să ne asigurăm pe cât posibil că examenele astea au un sens și cine învață primește o notă care să reflecte munca și cine nu din nou. Da? Deci vom încerca să asigurăm cât de mult posibil corectitudinea asta. Și vom avea, noi aveam până acum 5 teste, 2 examene parțiale și unul scris. Acum, o secundă vă rog, unii l-ați dat pe ăsta, unii nu. Ce vom face după vacanță, ăsta și cu ăsta se vor da deodată, într-o tură. După care ăsta și cu ăsta se vor da din nou deodată, într-o altă tură. Și după aia ăsta se va da separat. Și le vom avea și pe astea. Deci în 6 săptămâni o să avem 5 examene, o să fie aproape săptămânal test sau examen. Va fi foarte intens. O să mă consult cu colegii să vedem cum vom putea face treaba asta, dar va fi dur și mă aștept că nu voi fi singurul care face chestia asta și atunci voi după vacanță veți fi extrem de aglomerați. Ca urmare, încă nu vă spun o variantă finală, dar încerc să minimizez numărul ăsta de teste ca să puteți respira. Ne vom descurca Rothdell, va merge cum va merge. Sunt conștient că unii n-aveți conexiuni bune. Am înțeles că unii sunteți blocați până în vârf de munte, prinși de carantină pe acolo. Găsim o soluție. La cine nu are cum, nu știu, facem examen oral sau l-amânăm, nu știu exact ce facem. Dar dacă nu vă merge conexiunea, spuneți profesorilor și vom găsi soluții. Ok? Încercăm să rezolvăm situațiile astea încât lucrurile să fie cât mai echilibrate. Nu. Problemele nu vor fi ca alea din josul paginii, vor fi mai simple. Nu vă pot cere să faceți problemele alea într-un test. Va fi ceva mai ușor. Poate că alea de grepse-toc vor fi similare, dar în niciun caz cele de shell. Alea de shell din problemele de practice sunt prea complicate. Da, am să adaug și probleme de exersat pe parte de procese. No, acum, cum se cheamă? Consultații. În mod normal, consultații țin marțea de la 8 la 10. Dar dacă e nevoie, pot să îmi rezerv timp și altcândva. Stați să mă uit un pic în agenda. Dacă aveți nevoie, că probabil va fi nevoie, acum că vă spun ce teste vin, s-ar putea să intrați un pic în alertă. Dacă aveți mâine nevoie de consultații, aș putea de dimineață de la 9 la 10. Cei care au dat primul test, nu o să-l dea din nou. Iron resistance, your English. The next English lesson is in, well, not 6 minutes, 36 minutes. So this whole thing will be in English rather soon. Okay? For now, I'll continue in Romanian, though. Deci, dacă aveți nevoie dimineață de la 9 la 10, sau și mai devreme, poți și de la 8 la 10, dacă e necesar, vă rog, scrieți-mi aici dacă e cineva interesat pentru mâine, dacă nu rămâne pentru marți.
sau altă dată. Poate cel mai bine ar fi să scrieți pe piață dacă aveți nevoie de așa ceva, să-mi trimiteți un mesaj. O să încep să răspund cât mai frecvent la ele, că le-am ignorat câteva zile. Vă rog, scrieți-mi dacă aveți nevoie. Ok? Întrebări mai sunt? Tu și mâine și marți. Bun, atunci mâine de la 9 e ok sau de la 8? Că aveți un coleg cu numele Jesus care a zis că lui e prea devreme de la ora 8 și sunt complet de acord cu el, dar așa e viața. Ok, mâine de la 9 atunci, de la 9 la 10 consultații. Acum vreau să înțelegeți o treabă. Știe el ce spune. Ok. Nu vă așteptați ca la consultații să predau. Vreau ca la consultații să veniți cu întrebări. Deci eu, când vă predau aici, îmi storc creierii încât să vă explic toate chestiile în cel mai bun mod în care ar putea ajunge la voi. Dincolo de ce fac, nu știu ce altceva să mai fac. Și atunci e nevoie voi să veniți să mă întrebați, încât eu să-mi pot adapta explicațiile la ceva că nu pricepeți. Dacă vreți să vorbesc, o să vorbesc și o să mai primiți în cotură de ce ați primit și tot nu o să înțelegeți. Se poate și marți. Deci și mâine și marți, sigur. Dacă vreți să fiți mâine, intrați mâine, auziți despre ce e vorba. Dacă veniți marți și sunt aceleași întrebări, le voi răspunde. Dar să fie întrebări punctuale de la voi. Orice întrebări legate de material. Pe cât posibil, nu foarte multe de genul, puteți relua tot ce am discutat despre procese, că aia nu o să o pot acoperi. Da? Mai Twitch, nu știu, Oana, ce să zic. În funcție de câți oameni sunt. Aș prefera să o fac pe, cum se cheamă, pe Discord, că putem comunica direct. Dacă sunt 100 de oameni, nu o să pot face share la ecran. Deci ne adaptăm. Poate rămâne pe Discord și ce am de demonstrat textual scriu în chat. Ok? Și vă zic, uitați-vă în notițe la pagina și facem cumva așa. Dar aș prefera să avem dialog direct, nu prin, nu prin Twitch. Uneori merge mai bine, uneori mai nu. Nu știu să vă zic. Dar Jitsi are o limită de vreo 75 de oameni, însă nu totdeauna îi înduce atât de mult. Am aflat însă acum de o nouă sculă și asta e ce vom folosi, cred, pentru a vă monitoriza testele. OBS Ninja. Ăsta. Ok? No. Cu ăsta cred că vă pot da un link pe Discord și să vă uitați la ecranul meu și să discutăm pe Discord. Că discuția pe Discord s-ar putea să meargă mai bine. Deci avem tot felul de... Hey, Dan! Nope! E 101? Nu știu ce e 101. No, bun. A intrat dușmanul de clasă. Ar trebui să întrerup că mai am 30 de secunde și trebuie să-l încerc. E one on one. Damn it. Ok, deci nu merge asta. No, bine. Vedem cum facem atunci. Începem pe Discord și după aia o adaptăm și o sucim până merge cumva. Bine? Bun. Vă mulțumesc de întrebări, răbdare. Ce-o fi? Ce vreți voi? Acum trebuie să trec la varianta în engleză. Întrerupem aici. Dacă mai sunt întrebări pe piață, vă rog să aveți o zi faină și fără viruși. Salut!